aria triunghiului. Este B ori H, baza înălțimea supra 2. Asta e BC, baza H-ul, înălțimea perpendicular din A pe BC. Și deci aria fac B ori H supra 2. Cu metoda clasică, cu integrala definită și cu integrala dublă. Deci cu mai multe metode. Totdeauna la o lecție pun cam ce să face și apoi încep. Deci metoda clasică pentru calcularea unui triunghi. Luăm un dreptunghi ABCD, ducem diagonala BD, iar triunghiul 1 egal cu triunghiul 2. De ce? Asta egală cu asta, asta cu asta, era să-i latură comună. Și atunci, conform cazului LLL, toate unghiurile, toate laturile egale. Bineînțeles, și toate unghiurile egale, în mod implicit. Aria lui ABCD știm că este H ori B. H ori B, bazul înălțimea. Acum, asta este A1 plus A2. Dar A1 egal cu A2. Deci e 2 A1. Deci, A1 egal cu A2 egal cu HB supra 2. Asta este aria unui triunghi. Da? Dar spuneți, bine, bine, dar dacă nu e triunghi dreptunghic, o facem și pe asta. Pentru că nu e un triunghi dreptunghic, avem un triunghi oarecare, ABC, ducem înălțimea, AD pe BC pe bază, ăsta e H-ul. Din punctul A ducem o pară la BC, din punctul C o pară la H, din punctul B o pară la H. Se formează dreptunghiurile NACD, AMBD. Aria A1 este egal cu CD ori H supra 2. Că e jumate din aria dreptunghiului ăsta. Aria ăsta la dreptunghiului ăsta este H ori BD supra 2. Că aici este toată, este B ori H. Nu B. BD ori H. Și deci este BD ori H supra 2. A1 egal cu A2. Nu, A1, pardon. A1 plus A2 este aria triunghiului ABC și care e egal cu H sub ori CD pe 2 plus H ori BD pe 2. Da? Să dă H supra 2 factor comun, CD plus BD. CD plus BD e BC. Deci da, este H ori BC pe 2. Baza înălțimea pe 2. Asta o luăm pas cu pas. E mai pe BC, cum am spus, e în C paralel și egal cu AD cu H, B e în paralel și egal cu AD, s-au format două triunghiuri dreptunghice, pardon, două dreptunghiuri, CD, AN și AB, AD, BM, A1 egal cu A3, CD ori H, că e dreptunghiul, e 2 A1, deci A1 egal cu A3, egal cu CD ori H pe 2. În al doilea dreptunghi AMBD, A2 plus A4 BD ori H, A2 egal cu A4, deci aria lui AMBD 2A2 e H ori BD, dar aria lui A2 H ori BD supra 2. Aria triunghiului ABC A1 plus A2, H ori CD pe 2, H ori BD pe 2, H pe 2 factor comun CD plus BD, CD plus BD e baza, B-ul. Deci aria triunghiului ABC, H ori B supra 2, baza înălțimea pe 2. Aria unui triunghi dreptunghi care se calculează cu integrala definită. Sau și, da? Poate fi și un, da, aici. Da, triunghiul dreptunghi de aici. Deci, ecuația unei drepte care trece prin origine și are pantă dată m. Panta este tangenta alfa. Tangenta alfa e h supra b aici. Este y egal cu x m. M e panta, adică tangenta alfa. Deci este xh supra b. Asta este ecuația dreptei OB. Aici am făcut o demonstrație la acest lucru ca să nu fiți
cum să spun, corsetați în manuale. Să fiți o leacă mai lejeri. Cu cât știți mai mult, cu atât creați. Dacă nu cunoașteți demonstrații, nu vă interesează decât formule, cum foarte mulți vă îndrumă la așa ceva, să știi, aplici formula și gata, nu trebuie demonstrația. În gimnaziu și în liceu e cea mai mare greșeală. Bineînțeles că în facultate nu mai merge. Totul demonstrat și rezistă cine poate. Tangenta alfa este y supra x, iau un punct variabil. Deci asta e o dreaptă d, un punct variabil între dreapta m de coordonată xy, că este ordonata, este abscisa. Legătura între coordonatele punctului variabil, da, între x și y, ne dă ecuația dreptei. Tangenta alfa aici este y pe x, y egal pe x tangenta alfa, m tangentă, panta. Asta e ecuația unei drepte care trece prin origine și are pantă dată m. Ce simplu e. Nu te mai complici cu vectorul de poziție și așa mai departe. Aria OBA este integrat de la 0 la B din fx de x. X-ul de la 0 la B. Fx este h supra B ori x. Deci h pe B este constantă, integrat de la 0 la B din x de x, care este x pătrat pe 2 de la 0 la B. HB, B pătrat pe 2. B-ul cu B-ul se duce, e BH pe 2. Deci aria lui, da? OBA este B ori H pe 2. Aici, e fix este asta. Aici când ducem Y aparțin de la 0 la X tangent alfa, deci XH supra B, iar X aparțin de la 0 la B. Și aflăm aria cuprinsă de grafic funcție fx egal cu xh supra b, y egal cu fx egal cu xh supra b și axa ox. Este o mare satisfacție să vezi că înveți integralele definite și calculezi aria triunghiului. Eu țin minte că nu se făceau legăturile astea. Mă refer în liceu și în general. În facultate se ține acum, nu sunt. E altă ligă. Cu integrale duble. Aici, x-ul aparține de la 0 la b, y aparține de la 0 la h supra b ori x. Da? X de la 0 la b, iar y, aici este 0, ecuația axului și yx, care este h supra b ori x. Este un dreptunghi cu înălțime variabilă, yx. Y minim e 0, y maxim fa h. Tot așa niște, ca să dezvolte libertatea matematică, să nu fii crispat, nu înțelegi. Aria lui AB o fac integral pe domeniul de dn dx de y, integral de la 0 la b dx pentru x, egal de la 0 la h supra b ori x de y. Se rezolvă de la dreapta la stânga. Este integral de la A la B dân dx, aici este integral dân dx fac y, de la 0 la hb pe x, este integral de la 0 la b dx hx supra b minus 0, fac hx supra b, integral de la 0 la b dân dx, h supra b este constant, este în față, integral de la 0 la b dân x de x, este h supra b x pătrat supra 2 de la 0 la b, h supra b, b pătrat supra 2. Se simplifică b cu b, bh supra 2. Normal că trebuie să dea aceeași valoare, nu? Deci, acum vedeți că nu învățați, da, degeaba anumite demonstrații, să leagă între ele. Nu faceți legătura între ele, nu iese absolut nimic. Succes!